ziua, dragii mei, și bine ați revenit la podcastul Pleștul nostru. Numele meu este Alessia Marin și astăzi vin cu vești senzaționale pentru voi. Echipa Pleștul nostru organizează primul său eveniment pe data de 15 iunie la ora 17 la Sala Europa, unde vom lansa revista de tineret Pleștul nostru, prima de acest tip din România, scrisă de la tineri pentru tineri. Vom avea și speaker invitați, speaker din domenii precum televiziunea, precum jurnalismul, precum public speaking-ul și ne bucurăm enorm să vă avem alături, așa că grăbiți-vă să vă înscrieți pe linkul din bio-ul Instagram-ului nostru. Urmăriți-ne acolo pe rețelele de socializare, pe Instagram, Facebook și TikTok pentru a afla mai multe detalii despre eveniment. Și pentru că vorbim despre tineri și despre inițiativele pe care tinerii le au în comunitate și în societate, astfel implicându-se și încercând să schimbe în bine tot acest demers al societății, îl am astăzi alături de mine pe Andrei Aldea, care este elev în clasa 12-a la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza și totodată voluntar în mai multe organizații și instituții care se ocupă cu această idee de voluntariat. Bine ai venit alături de mine în emisiune, Andrei. Bine v-am găsit, bună Alessia, bună tuturor. Îmi pare foarte bine că sunt astăzi aici, alături de voi. Mă bucur foarte mult că ai acceptat invitația și că ești alături de noi astăzi. Și podcastul de astăzi este realizat în parteneriat cu AFI Ploiești și uite, ai alături de ei un AFI gift card, cadou, pe care îl poți folosi la toate magazinele partenere AFI. Mulțumesc frumos! Chiar mă așteptam la această surpriză. E o onoare pentru mine să fiu astăzi prezent alături de echipa Pleștul nostru, de AFI. Și chiar sunt mândru că AFI s-a alăturat echipei de tine și ne ajută în toate demersurile noastre. Într-adevăr, încearcă să încurajeze tinerii să se implice în comunitate și uite, un gest foarte frumos din partea lor. Drept dovadă, în weekend mergi la shopping. Da, în weekend mergem la shopping, gata, se știe. Haideți să începem podcastul printr-o scurtă prezentare a ta. Cine ești, cu ce te ocupi, care sunt valorile pe care tu încerci să le încurajezi și să le împărtășești în rândul comunității? Păi, așa cum ai spus și tu, eu sunt Andrei Aldea, am 11 ani și sunt elev la Cuza, pe profil Mate Info Bilingv engleză. Surprinzător, deși urmăresc acest profil de real, cumva eu tind foarte mult spre domeniul de limbi străine, sunt pasionat încă de mic de ceea ce înseamnă limba engleză, limba franceză, am urmat cursurile de excelență ale colegiului, am fost și într-un stagiu lingvistic în Franța, tot pe această parte. Recent m-am apucat de învățat limba japoneză, bine, recent însemnând vreo 2 ani și continui aceste studii. La facultate de asemenea vreau să urmesc acest studiu în limbi străine și ce valori încerc eu să promovez prin implicarea mea? Eu vreau să demonstrez lumii că deși suntem tineri și de obicei suntem considerați copii aceia care nu pot să facă nimic, vreau să demonstrez lumii că e de fapt contrariu și că noi uneori putem să facem mai multe lucruri decât își poate imagina cineva și trebuie numai să vrem să ne implicăm. Într-adevăr, cu siguranță vocea tinerilor este foarte puternică, atât auzită cât și ascultată, sunt convinsă, în rândul întregii societăți. Și pentru că ai menționat de limbile străine mai devreme și de limba japoneză, mie mi se pare un aspect foarte interesant. Nu sunt foarte mulți tineri care învață limba japoneză și chiar o studiază și sunt pasionați atât de limbă cât și de cultură, așa cum te cunosc eu pe tine. Aș vrea să te întreb cum ți-ai descoperit această pasiune? Dacă ți-amintești acel moment de impact de la început, cum ai descoperit tu practic tot acest demers la început? Păi am început ca orice copilaș, așa să zic, undeva prin clasa 5-a, cred că 2016, undeva pe acolo, la sfatul unei colege, chiar colega mea de bancă de la acea vreme, am primit sfatul să încerc câteva serii de animație japoneză, sunt cunoscute drept animeuri, și am zis, hai să încerc, să văd cum e. Și tot așa m-am uitat la mai multe desene din astea animate japoneze, la mai multe filme și cumva mi-am dat seama că reprezintă o mică parte din ceea ce înseamnă cultura japoneză și am spus, vreau să văd mai mult despre ce e vorba. Și în momentul ăla m-am interesat mai mult de cultură și am zis, e o cultură interesantă, chiar îmi doresc să ajung acolo, de ce să nu învăț și limba? Și m-am apucat de învățat limba singur, am învățat să scriu cele două alfabete singur și mi-am dat seama după că e atât de multă gramatică și așa o învălmășeală de foarte multe lucruri și am zis, nu știu ce să fac. Și ăla a fost momentul în care am hotărât să mă apuc serios de cursuri, de pregătire la limba japoneză. Și în prezent fac cursuri online cu o profesoară din București numită Silvia Pătrașcu, cu peste 13 ani de experiență. Și la momentul actual este cea mai dezvoltată platformă de învățământ
adaptat pentru diferite vârste, pentru limba japoneză din România. Este strict pentru online și de atunci am continuat și învăț și mă pregătesc pentru examen, pentru că în decembrie trebuie să dau examenul iar. Și așa am început cumva din niște chestii super copilărești și mi-am dat seama că de fapt trebuie să dezvoltăm chestia aia cumva, că așa cum ai spus și tu, nu multă lume învață limba japoneză și na, ca orice tânăr suntem în căutare de oportunități să ne dezvoltăm cât mai mult și am spus că asta e oportunitatea să mă dezvolt extraordinar de mult, să învăț o limbă nouă și să continui studiul acestei limbi și mai departe să-l dau și altora, pentru că până la urmă asta e scopul meu, vreau să dau mai departe ceea ce învăț. Wow, cât de interesant limba japoneză! Da, nu sunt foarte mulți tineri care învață limba japoneză și este într-adevăr un aspect demn de promovat. Și pentru că ai menționat faptul că vrei să-l dai mai departe, știu că ai și un club de limba japoneză în cadrul Fundației Județene pentru Tineret, Prahova. Dacă poți să ne vorbești tu mai multe, de unde a pornit această inițiativă a clubului, cum ai început tu ușor, ușor, să poți să le predai și altora, practic, cunoștințele tale, ceea ce tu ai căpătat pe parcursul anilor de studiu a limbii japoneze. Așa este, am un club, sunt coordonatorul clubului de limbă și cultură japoneză la FJT Prahova și chestia asta a început cumva din motivația aia. Eu sunt implicat, cum ai spus și tu, în foarte multe lucruri și bineînțeles sunt implicat și la București. Și la București sunt implicat chiar în organizarea unui astfel de eveniment, Izanagi Japanese Film Festival. Și am văzut că aceste evenimente de tip cultural japonez prind foarte bine la public și am văzut că în București, fiind capitala multă lume, veneau buluc acolo, înghesiau cinemateca respectivă și am spus, stai puțin, că noi suntem capitala Tineretului la Ploiești, noi de ce nu putem să facem inițiative de genul chiar, acesta? Chiar este potențial și chiar exact, se poate. Exact, și am spus, acum că suntem capitala Tineretului și vrem să oferim tinerilor cât mai multe oportunități de dezvoltare, hai să deschidem ceva nou la Ploiești. Bineînțeles, noi suntem deschiși pentru toată lumea din tot județul. Vă înscrieți pe formular, nu este nicio problemă. Și am zis, cu ajutorul lui Radu Simionescu și Mihaela Tătaru, președinții Asociației Eurospirit și FJT Prahova, le-am spus ideea mea, ei mi-au dat undă verde, au spus, chiar am avea nevoie de așa ceva. Și cu încurajările de rigoare pe care le-am primit de la colegi, de la ei și așa mai departe, am pus piciorul în prag și am zis, hai să încep clubul de japoneză. Cu predatul am mai avut câteva tangențe mai în trecut, la cursul meu de limbă japoneză. Profesoara mea știa că eu îmi doresc să devin profesor mai departe și a zis că își dorește să-mi ofere mai multe oportunități să mă dezvolt și pe partea asta, pentru că n-ai cum să devii un profesor bun dacă nu ai exercițiu și dacă nu te înțelegi bine cu copiii. Și astfel mi-a dat mai multe oportunități la cursul pe care eu îl urmez. Am devenit mentor pentru 2 sau 3 grupe, cred, în prezent. Și la acele grupe de începători eu predam lecțiile de început, gramatica, introduceam practică în limbă și ce urma grosul mai departe venea sensei și îl dregea cum știa ea mai bine. Pe lângă asta, tot alături de sensei am participat și la cursurile Fundației Dan Voiculescu pe limba japoneză pentru începători. Bineînțeles și acolo făceam alternativ cu ea, adică o săptămână predai, o săptămână eu. Și cumva așa, din curs în curs, din mai multe grupe de copii care au trecut pe la mine, am învățat foarte multe lucruri din ceea ce înseamnă să fiu un pedagog bun. Mi-am dat seama că asta e chiar vocația mea și că eu chiar îmi doresc să fac acest lucru. Și am spus că dacă am reușit să predau la copii din toată țara, hai să predau și la ei mei de acasă, de la Ploiești. Și practic prin clubul de japoneză de la Fundația Județeană pentru Tinere Prahova noi asta facem, promovăm limba și cultura japoneză către tinerii ploieșteni, dar cumva le și oferim mai multe oportunități de dezvoltare, pentru că așa cum am zis sunt evenimente și la București pe care, de care se poate profita prin oportunități de voluntariat și noi le dăm voluntarilor noștri aceste oportunități, învățăm limba, avem un plan multe evenimente surpriză pentru ei cu speakeri din diferite domenii din ceea ce privește limba și cultura japoneză și plănuim așa să ne dezvoltăm gradual, pentru că până la urmă așa ne dezvoltăm cel mai serios și momentan văd că tinerii ploieșteni, deși nu au tangențe cu limbile străine, mulți dintre ei, adică să zicem că ne rezumăm la engleză și franceza, că ne mai forțează la școală, sunt foarte deschiși și chiar sunt deschiși să învețe limba, nu le e frică să încerce când văd simbolurile alea, eu le zic hieroglife, că așa le-am văzut la început, nu le e frică.
și vor să învețe și mă întreabă, da, uite asta cu ce seamănă? Chiar ei vin și îmi spun, uite, simbolul ăsta seamănă cu o chestie amuzantă și râdem împreună, dar în același timp și ține minte. E un proces de învățare care este foarte eficient și l-am învățat la cursul meu de japoneză și îi încurajez și pe ei să vină să-mi spună ei mai multe lucruri. Uite, asta chiar voiam să te întreb, știu că ai mai povestit undeva, că încerci cumva să-i încurajezi să asociezi acele hieroglife, așa cum le-ai numit tu, cu aspecte din lumea reală, astfel încât să poată să le țină minte cât de cât ușor. Exact, exact, pentru că, deși poate limba japoneză sună cumva departe de limba română, sunt foarte multe asemănări. Există cuvinte care sună la fel și în japoneză și în limba română, numai că au sensuri diferite. Și când întâlnim astfel de cuvinte, le spun să se gândească la ceva amuzant cu sensul din limba română pe care l-au la acel cuvânt. Și este foarte eficient. Pe lângă asta, le propun să facem cartonașe cu simboluri, ca să ne, cum să zic, să ne punem și creativitatea la bătaie, dar să și învățăm în același timp. Și chiar am văzut niște cartonașe mai artistice decât cele pe care le făceam eu, de la copilașii care s-au înscris la curs și sunt foarte creativi și văd că în momentul când ei îmbină creativitatea cu învățatul unei limbi noi, spre exemplu, sau a ceva nou, ies niște lucruri foarte frumoase și chiar sunt mândru așa să văd că avem talentele astea ascunse la noi în oraș și chiar îmi doresc să le promovez mai departe prin activitatea mea. Cu siguranță și mai ales pentru că ai încercat și cu siguranță ai și reușit și vei reuși în continuare să-ți duci pasiunea cumva într-un mediu și mai înalt, astfel încât să poți să le predai și celorlalți și să poți să-i încurajezi și pe ei să învețe limba japoneză. Mi se pare un aspect de-a dreptul impresionant. Mulțumesc frumos! Asta îmi doresc și eu, poate cu ajutorul Dumnezeu să ajung să fiu un profesor, să-mi urmez exemplul profesorilor pe care i-am avut la colegiu, pentru că am câteva cadre didactice care chiar pot să spun că mi-au pus baza, ceea ce înseamnă să fiu un pedagog bun, care au reprezentat un model pentru mine și pe lângă cursurile de franceză, de engleză, pentru că aici s-a concentrat foarte mult influența, să zic. Au fost foarte multe lecții de viață și din lecțiile alea de viață m-am ghidat și am ajuns să îmi doresc să fiu ca ei, poate chiar mai bun decât ei. Sunt sigură că vei fi un profesor foarte bun. Chiar pare că, că explici foarte bine, cel puțin pe mine mai lămurit pe de-a dreptul cu tot ceea ce înseamnă acest club de japoneză și sunt sigură că la rândul tău, în mediul în care predai japoneză, efectiv limba în sine, cu siguranță tineri înțeleg tot ceea ce explici. Așa sperăm și noi. Uite, aș vrea să vorbim acum și despre Fundația Județeană pentru Tineret. Știu că ești lucrător de tineret în cadrul ei și totodată faci parte și din programul acesta de Capitala Tineretului din România. Așa cum toți bine știm, Ploiești este Capitala Tineretului din România în anul 2024 și tu ești voluntar în acest program. Exact. Aș vrea să ne spui în ce tip de activități te implici, cu ce te ajută pe tine, cum te dezvoltă aceste abilități și cum încerci să le predai, uite, acest club de lectură este doar unul dintre exemplele pe care poți să le dai, cum încerci să le predai valorile pe care tu le-ai și celorlalți tine care fac parte cu tine din aceste proiecte? Cumva să-i învăț pe tinerii care sunt colegii mei, de fapt, până la urmă, să-i învăț aceste valori. Sincer, am observat că nu e necesar să fac acest lucru, pentru că cumva și pe partea mea, și am să povestesc puțin mai mult imediat despre experiența mea din Fundația Județeană pentru Tineret Prahova și Ploiești, Capitala Tineretului, cumva lucrurile astea au venit de la sine. Adică, implicându-mă, mi-am dat seama că nu constă totul într-o diplomă, pentru că să fim serioși, acum toți tinerii vin la voluntariat că hai să-mi fac teamcu de diplome, să mă duc la facultate, să am un plus acolo. Dar este mult mai importantă experiența în sine, exact, ceea ce tu înveți, exact, abilitățile pe care le iei din acele activități, da, în care te implici. Nici nu se compară, cum să zic, câștigul unui voluntar. Diploma e doar o hârtie pe care, dacă o îndoi puțin, s-ar putea să nu mai fie validă, pentru că pe unele chiar scrie chestia asta. Și până la urmă îți dai seama cu timpul și cu implicarea că oamenii sunt cei care contează și diploma e așa un bonus care vine acolo, îl pui, îl adau și tu la portofoliu și te ajută foarte mult, dar oamenii care vin sunt oamenii care și rămân. Adică pot să spun că am legat niște conexiuni prin voluntariat și mai ales prin Fundația Județeană pentru Tineret Prahova și programul de Capitala Tineretului, am legat niște prieteni care chiar vor să rămână și care, e vorba aia, mă ajută să trec de pe o zi pe alta, nu știu cum să zic, pentru că găsești suport în grupurile astea. Și în ceea ce privește experiența mea de voluntar de la început și până acum, pot să spun că la mine a fost un început mai greu, așa.
Adică eu din fire nu se vede probabil, dar eu sunt foarte timid. Și am zis, ce să caut eu în grupurile alea imense de oameni să fac activități? Eu abia ieșeam din casă. Din contră, chiar par o persoană foarte sociabilă, care vine, vorbește, socializează cu ceilalți. Asta m-a ajutat foarte mult că m-am înscris la debate, la toată mișcarea de dezbatere academice. O să povestesc un pic mai târziu și despre ea. Dar în ceea ce privește voluntariatul în sine, am zis că hai, poate mă duc și eu, că se duc colegii mei, mai iau o diplomă, mă ajută mai departe. Pot să spun că începutul a fost unul destul de ciudățel, pentru că am activat într-o asociație care acum nu mai activează și cumva s-a încheiat totul abrupt. Adică la un moment dat nu mai știam nimeni nimic de asociație, acele diplome nu le-am mai primit. Nu este un aspect foarte important, numai că a fost așa, pentru început a fost o experiență ciudată. După care, nu știu cum s-a emerit, a fost așa un fel de perfect timeline, pentru că chiar atunci s-a anunțat că Ploieștiul a devenit capitala tineretului. În 2023, când s-a anunțat că noi vom fi capitala tineretului, atunci eram și eu undeva, să zic, făceam tranziția de la experiența pe care am avut-o înainte și experiența pe care urma să o am și încă o am. Și pot să spun că atunci mi-a venit ideea, prin completarea formularului de înscriere în capitala tineretului, întrebau acolo lucruri de genul ce ai dori să găsești pentru tineri la Ploiești, ce activități dorești să faci mai departe. Și atunci am stat un pic și a fost un moment de retrospectivă și m-am uitat în interiorul meu și am spus, stai puțin că noi la Ploiești nu avem nimic. Noi nu avem, eu până acum nu știam că pot să mă dezvolt, nu aveam oportunități de dezvoltare sau dacă aveam, nu le cunoșteam eu pentru că nu mi erau aduse la cunoștință. Și a fost atunci un moment așa de click în care am spus, stai puțin că noi nu avem oportunități și trebuie să avem. Și trebuie să luptăm pentru chestia asta, pentru că oportunitățile astea ne ajută mai departe. Și așa m-am implicat. Din nou a fost un pic greu, el a început să te adaptezi într-un grup nou, cu persoane noi. Numai că oamenii din fundație sunt atât de deschiși, atât de prietenoși, cumva a fost ca un fel de șoc cultural pentru mine. Nu mă așteptam să găsesc persoane atât de prietenoase, atât de, cum să zic, blânde cu tine, să te cheme, să vii, hai vino să ne împrietenim, să facem activități împreună. Și pot să spun că l-a fost momentul în care eu practic m-am îndrăgostit de asociația asta, adică a devenit practic a doua mea familie. Și așa, din activitate în activitate, am mers mai greu, am început să mă implic în câteva activități mai locale. După am avut și acel concert caritabil, care a fost în iunie, pe 16 iunie, dacă țin eu bine minte, pe stadionul Ilie Oană. Acolo, cumva pot să zic că a fost un moment în care m-am implicat desăvârșit și am spus că e ceva fenomenal voluntariatul, adică chiar ține de oameni, mi-am făcut mulți prieteni în momentul ăla și de atunci am început să mă implic cât mai mult. Adică eu zic că mi-am dezvoltat așa un șaselea simț, când văd căutăm voluntari, eu imediat văd. Deși mereu mă înscriam, adică mă înscriam peste tot în Ploiești, unde găseam, adică prin fundație, când se dădea un apel de voluntari pe grup, căutăm voluntari pentru nu știu ce activitate, imediat puneam acolo. Așa am ajuns să merg și la training-uri la București, prin parteneriate cu Fundația Națională pentru Tinere, training-uri la care am participat pe drepturile omului, pe consultări cu tinerii din Ploiești și astfel am venit de la București cu ce am învățat înapoi la Ploiești ca să aplic, să fac ateliere cu tinerii ploieșteni. Pot să spun că asta a fost partea mea preferată, adică eu dorindu-mi să devin profesor, cumva asta a fost fix cireașa de pe tort, adică exact ce-mi trebuia. Uite din nou cum încerc să te implici în comunitate predând altora valorile exact, pe care tu da, le ții. Nu știu, deja. Simt că e așa o chestie intrinsecă să dau ce primesc mai departe, pentru că simt că primesc multe lucruri care sunt foarte valoroase, foarte multe valori și experiențe pe care sunt conștient că alții nu le au și, nu știu, așa mă rup în două când mă gândesc că alții nu au aceste oportunități și îmi doresc și eu acolo în pătrățica mea cât mi se permite și cât pot să ofer și eu mai mult cât de mult pot celorlalți și asta cred că face voluntariatul de oameni, că poate perspectiva asta nu aveam înainte sau poate nu îmi dădeam seama că o am și mergând la voluntariat, învățând de la foarte multe persoane, pentru că la voluntariat cunoști foarte multe persoane și asta a fost din nou ca un fel de șoc cultural pentru mine, că nu mă așteptam să cunosc atâtea persoane din atâtea domenii, mai ales când am început să mă implic și la București, eram wow, am ajuns să vorbesc cu studenți de la facultăți care să mă sfătuiască pe viitor unde să mă duc, adică nu mă așteptam niciodată în viața mea să ajung chiar în punctul acela. Și așa am învățat de la lume multe lucruri și
simt că tinerii au puterea asta de, cum să zic, împrăștierea informației, dar într-un sens foarte bun. Pentru că noi tineri influențăm alți tineri foarte ușor și mi se pare că avem acum fix contextul perfect să influențăm în bine, să demonstrăm lumii că noi chiar suntem acolo ceva. Și că raza aia de soare care vine din norii aia de poluare ai Ploieștiului, așa, chiar noi suntem și chiar putem să dăm așa un pic de strălucire orașului și chiar județului nostru. De ce nu până la urmă? Că sunt foarte mulți tineri din județul Prahova care se implică și chiar merită puși în lumină acei tineri. Cât de frumos! Uite cum prin intermediul voluntariatului, în primul rând, așa cum povesteam și mai devreme, ai învățat și ți-ai descoperit o pasiune aceasta pentru predat și ai putut să le predai și celorlalți, dar totodată ai și învățat tu de la celelalte persoane, socializând, comunicând cu toți ceilalți tineri din Fundația Județeană pentru Tineret și din intermediul programului Ploiești Capitala Tineretului 2024. Ai descoperit atât această zonă, cumva să o numim culturală, prin intermediul căreia fiecare practic vine cu pasiunea lui și își o împărtășește în cadrul activităților și practic tu înveți și perspectiva celelalte persoane și îți dai seama, ia uite, ce frumos, ce mult mi-ar plăcea și mie să mă implic în partea aceasta. Exact, e așa un schimb de idei. De multe ori nici nu ne dăm seama că facem acest lucru. Pur și simplu, e cumva... involuntar. Exact, noi suntem voluntari care facem lucruri involuntar. Nu știu cum să zic. Deci e, grupul de persoane e atât de, cum să zic, open și atât de friendly, sigur, cred că friendly, exact, încât fără să ne dăm seama devine ca un fel de safe space pentru toată lumea și învățăm să ne deschidem, pentru că întâlnim persoane de toate tipurile și când vedem că cineva are nevoie de ajutor în a se adapta, în a comunica și așa mai departe, ne implicăm. Deci până și în puncte foarte mici ne implicăm. Bine, sunt puncte mici, zicem noi că sunt mici, dar de fapt niște subiecte mult mai mari și așa mai departe. Și chiar e așa un cerc vicios, dar nu-i vicios de fapt, e ceva foarte pozitiv la mijloc și... Nu știu, sunt mândru că fac parte din mișcarea asta și așa, alături de colegii mei și alături de tine până la urmă, că am fost colegi în mai multe proiecte și noi. Cu siguranță și uite, prin fiecare mișcare, prin fiecare implicare a tinerilor, puțin cu puțin, practic, Ploieștiul, Prahova și întreaga țară până la urmă se schimbă și vom deveni în curând acea țară de care cu toții vom fi mândri. Categoric, sunt sigur de asta. Viitorul este în tineri. Exact, nu cape îndoială. Cu siguranță. Uite, și pentru că ai vorbit despre implicare și despre proiectele din care am făcut parte împreună, haide să vorbim și despre cele de Youth Exchange, de tip Erasmus Plus și de tip UNESCO, Model of UNESCO Project. Știu că ai mers în mai multe proiecte internaționale, în mai multe țări, dacă poți tu să dezvolți puțin și să ne spui ce ai învățat, în ce tip de proiecte ai participat. Deci pot să spun că tot ceea ce înseamnă partea asta de Erasmus Plus, de proiecte, cum să zic, are așa un loc consacrat în sufletul meu, ca să zic așa, sună foarte dramatic, dar până la urmă nu găsesc alte cuvinte să spun. Am fost de mai multe ori în Turcia, de două ori, în Slovacia am fost într-un proiect, pe unul l-am organizat și la Ploiești, unde au venit mai multe țări din Martinica, au venit tineri din Italia și nu mai țin minte exact, că a trecut ceva timp, din Slovacia, uite că mi-am amintit, și din Turcia, chiar persoanele din Turcia au fost implicate simultan în modelul UNESCO de la Ploiești pe care l-am organizat în 2023 și au stat la noi, ceea ce a fost un eveniment, nu știu cum să vă zic, monumental, așa de, cum să zic, un stâlp în dezvoltarea mea personală, că nu-mi imaginam că o să ajung să țin persoane din altă țară la mine în casă. Și asta a fost așa un schimb de cultură foarte frumos și așa mai departe. În Erasmus-uri am plecat cu ajutorul Asociației Masterpiece România și pe calea asta chiar le mulțumesc și lor, pentru că cumva încă de la început mi-a oferit oportunitatea asta de a mă dezvolta, pentru că din nou nu știam. Eu nu știam ce înseamnă proiect Erasmus în 2022, nu știam ce înseamnă să pleci gratuit în mare parte în străinătate, să te întâlnești cu mai mulți tineri din străinătate și cumva tot așa prin implicare am ajuns să plecăm în Turcia împreună. În 2022. O experiență de-a dreptul impresionantă. Pe mine m-a marcat cel puțin. Ăla a fost începutul, practic. De acolo am început să ne dezvoltăm. Cel puțin pentru mine am simțit că de acolo am început să-mi floresc. Să știi că și pentru mine a fost primul proiect și rămâne cumva special pentru mine, fiind, acolo fiind primul. Exact. Și cum să spun, a fost acel model UNESCO pe care la care am participat în Turcia. O experiență
totalmente nouă, deci nu știam ce înseamnă model UNESCO, nu știam ce înseamnă model Națiunile Unite, că am participat și în proiecte de acel tip, nu știam absolut nimic. Deci eram pur și simplu pus în mijloc. Și uite că 9 luni mai târziu ai ajuns chiar să organizezi un astfel de eveniment în Ploiești. Un astfel de eveniment la Ploiești, care este unic în țară și nu pot să fiu decât extraordinar de mândru că a câștigat și premiul pentru proiectul anului 2023 la Gala Tineretului Prahovean. Și a fost așa, nu știu, ca și cum te uiți la copilul tău cum crește, nu știu cum să zic, altă asociație nu am în cap. Pentru că până la urmă știm cu toții cât am muncit pentru el și cât ne-am dorit să-l facem până la urmă, că ca să-ți iasă ceva frumos trebuie să-ți dorești până la urmă. Și noi chiar ne-am dorit să facem chestia asta la Ploiești, să fie o conferință, să se ridice la rangul celor internaționale și chiar consider că am reușit să facem acest lucru. Și prin implicarea asta cu tot ceea ce înseamnă Youth Exchange, Erasmus Plus, tot prin cadrul asociației Masterpiece, am plecat în mai multe proiecte. Nu au fost foarte multe pentru că să le combin și cu școala și așa e dificil până la urmă. Într-adevăr, să poți să faci față și programului de teme, exact, de școală, să ai și note cât de cât mari. Și să stai bine cu absențele. Așa. Dar cumva fiecare proiect în care am participat a fost fix la momentul oportun. Mi-am tăiat că ultimul proiect înainte de clasa 12 a fost în Turcia, la Silivrin, august, mi se pare că a fost. Și pot să spun că ăla a fost chiar... Nu pot să zic că am încheiat perioada asta, pentru că de la facultate o să încep iar să mă implic, mai că fiind clasa 12, e un moment de, să zic, pauză relativă. Nu e chiar pauză, că tot mă implic, dar nu mai pot să mă implic la nivelul extensiv la care mă implicam înainte. Și ultimul Erasmus, înainte de această pauză, să zic, cumva a încheiat acel ciclu foarte frumos de amintiri frumoase din liceu, pentru că până la urmă asta a fost. Am plecat împreună în 2022 în Turcia. Nu știu cum tot în Turcia am ajuns să închei, impropriu spus, această experiență frumoasă. Cumva îți dai seama că trăiești niște momente unice în viață, în momentul în care ajungi să plângi în hohote că pleacă echipa turcilor sau echipa de niște tineri cu care te-ai cunoscut pur și simplu cu o săptămână înainte. Deci într-o săptămână e ceva fantastic să legi niște prietenii atât de adânci, să ajungi să ai niște conversații atât de, cum să zic, foarte intime, foarte adânci cu niște persoane din alte țări în decurs de o săptămână. E ceva fenomenal, adică probabil în România n-am putea să facem chestia asta acum. Bineînțeles că ne mai dezvoltăm, o să ne deschidem mai mult și atunci o să reușim și chestia asta, dar în proiectele Erasmus eu sunt efectiv șocat cum în decurs de o săptămână, câte un proiect, poți să ajungi să ai niște prieteni care îți rămân pe viață și să te gândești după, uite, mă gândesc acum în spate la ce experiență am trăit și nu vine să cred, chiar mi se face pielea de găină, că nu-mi imaginam vreodată că o să fim noi doi și alături de colegii noștri, noi o să fim patru români acolo în Turcia, alături de coordonatorul nostru și că o să fim practic singuri să ne descurcăm. Și eram noi acolo, cum ne-am făcut și noi echipa de Romanian Delegation, care de la început până la final a rămas statornică. Și pur și simplu, când vezi că ești pus în situații de genul ăsta, alături de persoane așa de unice, că până la urmă asta e, sunt niște persoane foarte importante pentru noi, pentru dezvoltarea noastră, care marchează cumva teritoriul, să zic, într-un mod foarte pozitiv. Te uiți așa în spate și îți dai seama cât de norocos ești că ai putut să faci parte din aceste proiecte și că până la urmă ai intrat. Că să fim serioși, eu am o vorbă și asta văd că e și în erasmeză, în limba care se vorbește, în Erasmus, așa cum se spune. Erasmusul e ca o substanță de care nu mai te poți lăsa. Deci odată ce ai intrat nu mai ai cum să ieși, nici dacă vrei, pentru că e atât de frumos încât nu vrei să ieși. Vrei să rămâi acolo, vrei să mergi în continuare, să dezvolți mai mult, să faci chiar tu la rândul tău proiecte, pentru că până la urmă putem scrie și noi proiecte. Chiar prin intermediul fundației am participat la un training de scris proiecte pe Corpul European de Solidaritate și chiar vreau să învăț să scriu și proiecte de tip Erasmus plus Youth Exchange, adică până la urmă, știi cum e vorba, am primit, acum hai să dau înapoi, hai să scriu și eu, să le dau
tinerilor oportunitățile exact astea. Exact, despre ce vorbeam mai devreme, ideea aceea de predat. Da, se repete, e recurentă. Uite cum ai și emoționat acum cu toată povestea aceasta despre Erasmus și despre proiectul UNESCO, Modelul UNESCO, în care am participat în Turcia. Într-adevăr, cred că aceste conexiuni care se stabilesc sunt și datorită ideea acestea de interculturalitate. Practic, exact. Afli perspectiva oamenilor din celelalte țări, despre lume, despre viață, despre modul în care își trăiesc ei, practic, de zi cu zi, exact. Viața, maniera în care ei, nu știu, se duc la școală, vin exact, acasă, exact. Și fac temele, efectiv tot ceea ce se întâmplă la ei în țara respectivă. Exact. Și într-adevăr se stabilesc foarte multe prietenii. Uite, chiar acum un an mai târziu m-am regăsit, eu e strict experiența mea, m-am regăsit cu doi dintre cei cu care m-am întâlnit atunci în acel proiect și a fost un moment de-a dreptul copleșitor. Da, e promisiunea pe care o spunem mereu, că noi așa încheiem fiecare proiect, e promisiunea că o să ne întâlnim iar. Că, de fapt, în Erasmus, noi nu ne spunem la revedere niciodată, noi ne spunem... Este see you again. See you again, exact. Niciodată nu rămânem în aer, ca să zic așa, sigur ne mai vedem cumva, deci trebuie ori prin alt proiect, ori mergem noi acolo, ori vin ei la noi. Chiar chestia asta s-a întâmplat, uite cum ai spus tu, cu experiența asta pe care ai avut-o, sau cu turcii noștri până la urmă, că... Au venit, am stat la ei când am fost noi în Turcia în 2022 și nu știu, ca printr-un miracol, mare parte din ei au venit și au stat la noi când am avut proiectul în vară și l-am organizat. Ceea ce a fost, cum să zic, minune. Adică nu ne așteptam până la urmă să vină aceiași copii la noi și a fost ceva fantastic, pur și simplu. Da, se stabilesc niște prietenii și niște conexiuni de-a dreptul speciale care nu pot fi distruse extrem de ușor. Este o chestie de-a dreptul specială și rămâne în sufletul, în sufletul ambelor părți. Atât de partea noastră ca români, cât și de partea lor, sunt sigură de acest aspect. Categorii. Uite, și pentru că am tot vorbit de ideea aceasta de predare cumva și de profesor până acum, ne-ai spus că vrei să devii profesor, profesor de japoneză chiar, însă nu ne-ai spus unde vrei să studiezi mai departe. Rămâi în România? Pleci în străinătate? Ce faci? Asta e o întrebare destul de dificilă pe care și eu mi-o pun, adică mai ales acum când mai e o lună până la BAC și după cred că câteva luni până o să încep facultatea, deja simt cum se apropie foarte mult și e o presiune, nu știu, care vine așa intrinsec și îmi pun și eu această întrebare. Te muți în Japonia? Asta ar fi o chestie interesantă, numai că sincer nu mi-aș dori să mă mut acolo. Adică mi-aș dori să stau acolo un an, doi, să văd cum e această cultură de muncă excesivă a lor, pentru că vreau să învăț cât mai multe și să încerc cât mai multe, că până la urmă avem o viață și trebuie să o trăim la maximum. Dar sincer, cred că nu m-aș muta acolo. Mie pare un pic prea departe de contextul în care am crescut, de țară până la urmă, adică să zicem că undeva prin Europa ar fi mai acceptabil, dar pe partea cealaltă a planetei ar fi destul de departe și m-aș simți așa un pic izolat, dar vreau să încerc, adică chiar vreau, cu ajutorul Dumnezeu poate o să ajung să locuiesc și acolo o perioadă mai lungă de timp și să gust din ceea ce înseamnă cultura japoneză de la ei de acasă. Dar în ceea ce privește facultatea, uite, am aplicat, spre exemplu, în Franța, am aplicat la 10 universități în Franța, pentru că așa se aplică minim 10 facultăți, pentru că prin intermediul colegiului, prin intermediul cursului de excelență la care am participat, am primit și îndrumare de la profesorii coordonatori, de la profesorul meu Mircea Baganagiu, am primit îndrumare să aplicăm la facultate în Franța. Ne-au învățat cum să aplicăm, adică știu să folosesc platforma, se aplică printr-o platformă, este destul de simplu, dar trebuie la minim 10 facultăți să aplicăm. Și am stat și am căutat alături de dumnealui, am văzut ce mi se potrivește mai ok și așa, și am aplicat. Numai că, să vă spun sincer, eu nu simt neapărat să plec acum. Adică îmi doresc să fiu student internațional, eu cu călătoritul, tocmai pentru că de mic, să zic, am început cu călătoritul, cu Erasmus și așa mai departe, îmi doresc să fiu student internațional și chiar o să fac chestia asta. Dar simt că acum nu e momentul, adică să plec, să fim serioși, dacă plec în Franța, cel puțin eu așa mă gândesc, dacă plec în Franța trebuie să las acum tot ce am construit până acum în ceea ce privește proiectele în care m-am implicat și așa mai departe, trebuie să le las, că pe pauză nu pot să le pun, că 2 ani, 3 ani cât e facultatea în Franța, nu pot să le pun pe pauză, înseamnă să le las pur și simplu,
am zis că, măi, nu aș fi pregătit să le las. Chiar mi-am pus întrebarea asta, că eu când am venit din stagiul din Franța, eram foarte convins că eu acolo vreau să stau. Deci pe mine m-a fascinat Vichyul, m-a fascinat Parisul, m-a fascinat Disneyland-ul. Deci am rămas fascinat și am zis, eu aici vreau să-mi fac viața. Și când mi-am dat seama că mai erau 5 luni până când trebuia la propriu să merg acolo, adică cu tot cu perioada de aplicație și așa mai departe, mi-am dat seama, mi-am pus o simplă întrebare. Ești pregătit să lași tot ce ai făcut până acum să pleci în Franța? Și am stat un pic pe gânduri și am zis, mă, cred că nu. Adică nu aș pleca, nu aș lăsa potențialul care există aici, doar ca să plec să iau singur de la zero într-o țară străină. Nu e chestia că neapărat o să fiu departe de casă și așa mai departe, numai că pur și simplu simt că să iau ceva de la zero în momentul ăsta, când deja am luat ceva de la zero și am început să-l dezvolt, nu ar fi un moment potrivit. Și prin programul de plăiești capitala tineretului, că asta e o chestie super interesantă pe care am observat-o și nu mi-am dat seama, cumva am început să văd foarte mult valoarea în orașul nostru. Pot să spun că a început mult de la arhitectură, că lumea zice că mamă ce comunist e Ploieștiul și așa mai departe. E comunist, că ne pare rău, așa s-a întâmplat, dar totuși avem niște clădiri și avem niște clădiri care nu au neapărat nu sunt instituționalizate, adică nu au un scop precis, sunt pur și simplu niște clădiri care sunt foarte frumoase, vechi și pe care nimeni nu le apreciază. Deci nu știu, avem fost acasă a căsătorilor, e acum în paragină practic, adică e lăsată, nu se știe ce o să se facă cu ea, numai că dacă stăm un pic să urmărim arhitectura, care a rămas foarte bine încă de atunci, e ceva fenomenal, adică mie mi se pare fantastic când trec pe bulevard și mă uit și văd toate clădirile alea vechi, îmi dă așa un aer foarte vintage, să zic, al Ploieștiului, care chiar are potențial, dar nu-l vede nimeni. La fel și la București mi s-a întâmplat, când am fost acolo și am văzut multe clădiri și așa, am văzut că practic țara noastră are ce să ne ofere. Și în ceea ce privește studiul, pentru că avem niște persoane care, de fapt nu avem persoane. Studiul care se face în România, deși sistemul poate este cu multe scăpări să zic, noi după ieșim ceva, adică noi chiar o să învățăm, că nu degeaba vin oameni din străinătate, vin la OPG la noi la Ploiești să învețe ingineria petrolieră, nu degeaba vin oameni din străinătate la medicină la București să învețe, adică sunt niște chestii până la urmă pe care trebuie să le luăm în considerare. Și că vorbeam de Erasmus, facultățile din România oferă oportunități Erasmus prin care poți să devii student internațional. Și așa că îmi doresc practic la master să plec în Franța, dar acum să rămân în România și să duc mai departe ce am construit alături de oamenii frumoși care sunt aici. Cât de tare, cât de mult mă bucur pentru acest aspect, pentru faptul că, uite, un voluntar activ, cineva care chiar încearcă să aducă o schimbare în comunitate și dorește să rămână în continuare în țară și nu pleacă practic la facultate în afară. Rămâne aici și luptă în continuare pentru a aduce un plus valoare și pentru a schimba societatea. Uite, și acum pe finalul podcastului aș vrea să le transmiți un mesaj tuturor celor care l-au vizionat până acum, tinerilor, voluntarilor, tuturor celor care își doresc să aducă într-adevăr plus valoare în cadrul comunității. Le pot transmite doar să aveți curaj. Deci aveți curaj, pentru că dacă aveți curaj și spuneți vreau să fac acel lucru, îmi doresc să mă implic așa, o să iasă cu siguranță. Trebuie doar să aveți curaj și voință. Nu vă ascundeți, nu vă fie rușine să întrebați, nu vă fie rușine să aflați mai multe lucruri. Pur și simplu implicați-vă cu curaj, veniți și cereți ajutor în caz că aveți nevoie și nu vă gândiți că wow, ce mi se întâmplă dacă mă înscriu la voluntariat. Ce înseamnă chestia asta? Dacă nu știi, află. Asta e secretul. Fix atunci când nu știi, du-te fix acolo să afli, pentru că asta e ceea ce vă împinge de la spate. De fapt, nu trebuie să vă împingă nimeni, trebuie doar să aveți curaj, să vă doriți să vă implicați și atunci cu siguranță o să ajungeți niște persoane sus. Și voi, și tinerii, și cei mai mici, și cei mai mari, pentru că și cei mai mari se pot implica în voluntariate. Doar aveți curaj și implicați-vă, dedicați-vă, că restul vine de la sine, adică nu cape îndoială. Mulțumim frumos, Andrei. Cu siguranță un exemplu de urmat pentru toți tinerii și pentru adulți, așa cum ai menționat mai devreme. Îți mulțumim pentru că ai fost alături de noi astăzi în acest podcast și pentru că ne-ai împărtășit și practic din informațiile tale, din valorile pe care tu le deții. Practic ne-ai predat, așa cum îți place ție să zici, fiind un viitor profesor.
din ceea ce tu deja deții. Mulțumesc și eu din suflet pentru invitație, a fost o onoare să fiu astăzi aici și abia aștept să ne întâlnim și în alte contexte, să văd că mai mulți tineri implicați și să ducem mai departe ce am început acum, povestea de tineret. Iar pentru cei care au vizionat acest podcast, vă reamintim faptul că pe 15 iunie la ora 17 la Sala Europa va avea loc evenimentul Ploieștiul nostru, destinat lansării revistei în format fizic pentru tineri. Vă așteptăm cu drag acolo. Între timp, nu uitați să ne urmăriți pe paginile de socializare. Avem Instagram, Facebook și TikTok și până data viitoare vă las și cu celelalte podcasturi. Nu uitați să le urmăriți. La revedere!